Horoscopul pentru săptămâna 28 august-3 septembrie 2023 are la bază pe Marte, care face intrarea în balanță, favorizează controverse, confruntări juridice, confruntări sociale, tot felul de rivalități. De altfel, există și contacte cu alte persoane, numai prin confruntare, prin atingerea obiectivelor. În urma confruntărilor pot apărea anumite dorințe, anumite tendințe pe care oamenii nu le conștientizează din prima. Apare influența balanței, care poate accepta să piardă o confruntare dacă sunt obținute anumite beneficii. Soarele se află în opoziție cu Saturn retrograd. Această opoziție durează până la 30 august, va duce la o scădere de vitalitate, la unele blocaje, la probleme, uneori la locul de muncă, la chestiuni care țin de independență și oamenii, chiar dacă doresc să o aibă, nu o obțin și se simt înclinați spre a se izola. Relațiile sunt ceva mai egoiste, tendința de autocompătimire, uneori tendința de a acuza pe alții, scandaluri, sănătatea este un pic slăbită. Venus retrograd, aflat în cuadratură cu Jupiter, va aduce la suprafață pasiuni, dorința de lux, conflicte între dragoste și dorința de lux, relații imposibile, libertine, infidelități, abuzuri. Mercur retrograd, aflat în trigon cu Luna, va favoriza mai multă eleganță, farme, comunicare, inspirație. Oamenii pot fi destul de bazați pe intuiție, pe emoții și Mercur retrograd, aflat în trigon cu Uranus retrograd, va aduce originalitate, nonconformism, mentalul, ideile progresiste, puterea de convingere și mai ales dorința de a se lega relații noi. Relațiile bazate în principal pe colaborare și prietenie. Luna intrată în Vărsător va arăta în începutul acestei săptămâni dorință de prietenie, dar o prietenie distantă. Sunt momente pentru originalitate, progres, inovație, nou, mai multă libertate, nonconformism, excentricitate. Relații libere, nonconformiste. Retrogradarea lui Neptun, Neptun retrograd în sextil cu Pluto retrograd, este un aspect favorabil schimbărilor, se pot stabili mai exact nevoile oamenilor, apare atracția mai mare către spiritualitate, către cunoașterea intuitivă, către dorința de a cunoaște mai profund lucrurile din lumea înconjurătoare, relații bazate mai mult, mult mai mult pe intuiție și poate pe atracția către spiritualitate. Uranus, aflat într-o mișcare aparent retrogradă între 28 august și 27 ianuarie 2024, va favoriza schimbări. Schimbări în toată această perioadă în zona de finanțe, de investiții, de aprovizionare. Relațiile pot evolua într-un mod altfel decât până acum. Semnele fixe percep această retrogradare mai puternic prin schimbări majore. Semnele cardinale vor percepe schimbări care țin de siguranța financiară și de cea socială, iar semnele mutabile nu vor avea efecte notabile în această retrogradare a lui Uranus. Mercur retrograd, Luna și Uranus retrograd vor forma în 28 august o piramidă de pământ. Această piramidă de pământ favorizează eforturile să se ajungă să se recolteze aceste eforturi realizate în cursul timpului, să se găsească soluții, să se valorifice resursele, iar în 29 august, retrogradarea lui Venus, Venus aflat într-o opoziție cu Luna, va favoriza o ruptură, o ruptură între sentimente și manifestările lor, exprimarea lor efectivă, exteriorizarea lor.
Relațiile sunt mai extravagante, unor mai incompatibile, există o opoziție care formează un care un T, planetă focar este Jupiter și aici se acumulează frustrări, dorințe care nu sunt clare, pasiuni, cheltuieli care sunt mai mari decât de obicei. Marte, aflat în trigon cu Pluto retrograd, favorizează de asemenea descărcarea de energie, avantajează ambiția, orientarea ambiției într-un mod constructiv, instincte mai puternice, acțiuni mai bine direcționate, lucruri care țin de valorificarea creației, de organizare, de dorință de afirmare. Sunt aspecte care pot duce și la stări de revoltă, stări de regenerare, relații care tind să aibă legături mai puternice, iar Uranus staționar, aflat în sextil cu Neptun retrograd, va favoriza în primul rând atracția către spiritualitate, către creativitate, o curiozitate mai mare, nonconformism, un fel mai intuitiv de a fi și dorință puternică de călători. În 30 august, luna intrată în pești va aduce experiențele spirituale, va aduce confuzii, iluzii, emoții contradictorii, stări de amăgire. Luna, aflată în conjuncție cu Saturn, va favoriza chiar seriozitatea. Spiritul de datorie, cinstea, spiritul critic sunt aspecte mai austere și relații mai rigide. Tendința oamenilor apare la un moment dat de izolare față de lumea din jurul lor. În 31 august se formează o lună plină, aceasta se formează în Pești, la ora 7:25. Există iluzii cu această lună plină, există multe posibilități ca oamenii să fie amăgiți. Luna aceasta încheie un ciclu în ultima zodie și anunță începutul unei noi perioade în septembrie. Această lună plină aduce în prim plan rezultatele obținute într-un domeniu de viață distinct la fiecare zodie, unde oamenii au început niște proiecte cu 6 luni în urmă. E un moment al adevărului. Aici putem vorbi de situația în care oamenii și-au făcut iluzii, au sperat anumite lucruri să se îndrepte. Luna aceasta plină este pe axa Fecioară Pești și reprezintă visele, reprezintă iluzii, reprezintă realitățile, spiritul de organizare, greșelile pe care oamenii le pot repara, ei le pot vedea acum mai bine, pot să se confrunte cu persoane care nu au cele mai bune intenții și arată fățărnicie, din punctul de vedere al sănătății pot apărea probleme mai mari și de asemenea pe 1 septembrie retrogradarea lui Mercur, aflat în trigon cu Jupiter staționar, va favoriza stări de optimism. Deja inteligență, spirit critic, se evită într-un mod mai diplomat, discuțiile în contradictoriu, se păstrează simțul umorului, relații de încredere, schimburile de idei își au locul în data de 1 septembrie. Luna intrată în conjuncție cu Neptun va favoriza emoțiile, generozitatea, pasiunea, mai ales pasiunea pentru muzică, pentru spiritualitate, pentru artă. Luna va intra în berbec și va favoriza în acest sfârșit de săptămână instinctul de autoafirmare, influența la celorlalți oameni, modul de a se stăpâni practic emoțiile și realitățile au legătură cu un control mult mai puternic al emoțiilor, cu o exteriorizare mai redusă a emoțiilor oamenilor.